serie de cutremure, cutremură, cutremuri. Se și numește localitatea, bă, chiar că idiote, suntem idiote, ia uite, anul trecut s-a dus geologi. Cred că era și Emil Constantin acolo. Ziceam, țapule, țapule, pule, pule. Vulve, vulve. Păi izvoarele. Nu știți cum vă cheamă? Izvoarele. Ce înseamnă că aveți acolo o serie de cutremure? Eu mi-aș muta ca să de acolo. Vreți să vedeți că intrați în groapă? Și la corpul și la figurat. Mai că vă zic eu, geologia nu l-a zis rău, dar ei știu. De ce? Că ea a venit cu niște ecografii. Și e o logică simplă. Și voi, țărani, proști, n-aveți internet? Un puștan pe acolo n-are și el internet? Pe vreun telefon de la mobil, imobil? Ia caută tu ce se întâmplă. E o peșteră subterană. Și aia din cauza apei freatice, că voi dacă vă numiți izvoarele, înseamnă că aveți multe izvoare pe acolo. Și sunt mai multe pânze de apă freatică și mod normal. Și aia mănâncă din aia. Și când cade aia, mai cade tavanul, o bucățică, vă trepidează alea. Arăta ăștia tembelizor? Are ea casele crăpate și stă așa nesimțit. Deci a trecut un an. Păi eu mi-am făcem o casă de chirpici, bă. Duceți-vă în pula mea ca teren de tâlharul bălților. Luați-vă niște trestie și mutați-vă în pula mea de acolo. Trebuie să vă zică geologia aia, păi ea n-are de ce să vă zică, că viitorul vostru, nu acum, în 2-3 ani de zile, că o să cădeți. O să facă o groapă de aia, la un moment dat. Că alea încă cade, mai ales dacă s-a repetit la un an de zile, înseamnă că se îndesește. Și vă îndeasă de tot. Intrați la gropan. La gropan, bă, la gropan.